ora 20, suntem din nou în direct. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Avem o informație de ultimă oră, un incendiu la un imobil din capitală. Un bucureștean a filmat în urmă cu puțin timp focul și intervenția pompierilor. Vedem aceste imagini în acest moment. Georgiana Murgilă e în direct cu noi. Georgiana, ce știm, ce se întâmplă acum acolo? Vorbim și despre persoane afectate. Deocamdată nu au fost înregistrate victime din informațiile pe care le avem acum la cald. De altfel, în acest moment sunt încă pompierii acolo, vorbim despre 11 autospeciale, de altfel există și cei de la descarcerare acolo pentru a ajuta în cazul în care a fost cineva surprins într-un incendiu. Din informațiile pe care le avem, este vorba despre un acoperiș al blocului, vorbim despre aproximativ 100 de metri pătrați afectați de acest incendiu. Este posibil să ia în calcul această ipoteză cum că ar fi putut porni de la o sobă improvizată. De altfel, tot astăzi a mai avut loc un incendiu în aceeași zonă. Vorbim despre strada Buzești din capitală, aproape de centrul capitalei, aproape de Piața Victoriei. Acolo spuneam că a mai avut loc un incendiu tot într-un apartament din blocuri alăturate, tot la o sobă improvizată. De altfel, din informațiile pe care le am, știu că în acea zonă stau de multe ori și oameni care nu au forme legale pentru a locui acolo. A fost evacuat blocul respectiv, este creat o zonă de protecție, să spunem, sau s-a creat acel coridor special pentru oameni. Știm, avem aceste informații, știu că e devreme, dar poate au ajuns la tine. Da, oamenii de acolo din bloc au fost evacuați, având în vedere, pe de-o parte, și faptul că arde mansarda blocului, ceea ce ar însemna că s-ar putea extinde vis-a-vis de etajele inferioare. De altfel, au fost date la o parte și mașinile din zonă pentru a intra toate acele autospeciale, spuneam că sunt 11, pentru că s-a luat în calcul faptul că acest incendiu s-ar putea extinde. Din informațiile pe care le am, este cumva localizat incendiul, deci cel mai probabil, așa cum este normal, pompierii și-au luat toate măsurile pentru a nu se extinde și către blocurile alăturate. Acolo blocurile sunt destul de apropiate unul de celălalt. Mulțumesc foarte mult, Georgiana Murgilă, pentru toate aceste informații.